așteaptăm. Un scump copil ce-l așteptăm cu toții. Binecuvântă-l tu, Iisuse bun. Să-i dai zel, să-i dai putere, zel și sănătate, să-l ții în mâna ta de ocrotitor, că atunci când Iosif va crește mare, să-ți fie o unelte lucrătoare, un ajutor în sfântul tău om. Iertarea sfântă și înțelepciunea să nu lipsească din oameni când se știe să aplice rugăciunea când ori de ceață apar sau de evânt. Tatălui de multă sănătate, să facă întreținea lor pe mine, în orice zi rămasă bunătate, cu soare cald, mereu tot mai senin. Acestea sunt să fie o mângâiere pentru părinții în ceasul încercat, dându-le o parte orice bariere să fie un exemplu de urmat. Iar în final, copilul meu, Părinte, te rog să te oprești și printre noi și ajută-ne să mereu să luăm aminte să fim copii făcând al tale voi.